Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru interesul pe care l-ați acordat videoclipului precedent. Pe cei care nu l-au văzut, îi sfătuiesc să facă acest lucru întâi, pentru că acest videoclip este o continuare și unele explicații din acest material pot fi înțelese mai greu fără a cunoaște ceea ce am spus în videoclipul precedent. Găsiți linkul în descriere. După cum v-am spus acolo, încerc să demonstrez prin experimente mentale simple, dar în principiu echivalente cu cele pentru care s-a acordat Premiul Nobel pentru Fizică în 2022, că lumea descrisă de mecanica cuantică nu se supune principiilor realității și localității. În videoclipul precedent am încercat să demonstrez faptul că lumea cuantică nu se supune principiului realității, iar azi voi încerca să demonstrez că nu se supune nici principiului localității. Acest principiu poate fi formulat în mai multe feluri, dar indiferent de formulare, este legat de noțiunile de spațiu și timp. O formulare este aceea că un corp sau eveniment nu poate fi influențat instantaneu de la distanță. Adică trebuie să treacă un timp din momentul în care se întâmplă ceva undeva până când ceea ce s-a întâmplat acolo poate influența ceva ce s-a întâmplat în altă parte. Cred că ați observat deja că principiul localității este legat de faptul că există o viteză maximă limită cu care informația se poate propaga dintr-un loc în altul, iar aceasta este viteza luminii în vid. Uneori principiul este formulat astfel. Un corp sau un eveniment nu pot fi influențate decât de ceea ce se întâmplă în apropierea lor, adică de ceea ce se întâmplă local, de unde și numele principiului, principiul localității. Știm că acest principiu funcționează la scară macroscopică, teoria relativității nu este infirmată de niciun experiment sau observație făcute până acum, dar să vedem cum stau lucrurile în lumea cuantică. În videoclipul precedent am arătat că în cazul particulelor elementare există perechi de proprietăți pe care nu le putem cunoaște simultan. Cred că trebuie să fac acum precizarea că nu orice pereche de proprietăți se comportă astfel, dar despre asta voi vorbi cu altă ocazie, probabil într-un videoclip despre principiul de nedeterminare al lui Heisenberg. Ați văzut de asemenea în videoclipul precedent, printre altele, și următorul experiment. Separăm întâi corpuri macroscopice după culoare, apoi le alegem pe cele de o anumită culoare și le separăm apoi după formă. Iar în final mai facem o separare pentru culoare. Știm cu toții care sunt procentajele pentru cele două culori în acest caz. 100% roșii și 0% albastre. Iar logica este următoarea. Prima pâlnie lasă să treacă doar corpuri roșii și ele rămân roșii și dacă le testăm pentru formă. Așa că deoarece a doua pâlnie lasă să treacă doar cuburi, din ultima pâlnie trebuie să iasă doar cuburi roșii. Cu alte cuvinte, făcând o dublă separare, una pentru culoare și una pentru formă, în lumea macroscopică, în lumea noastră, putem identifica corpurile care au o anumită culoare și o anumită formă. În funcție de ce culoare și ce formă alegem, putem identifica cuburi roșii sau cuburi albastre sau sfere roșii sau sfere albastre. Deci patru categorii. Dar ați văzut de asemenea că în cazul particulelor elementare lucrurile nu se petrec așa. De acum înainte voi vorbi despre formă și culoare când mă voi referi la particule cuantice, dar nu uitați, forma și culoarea, în acest caz, țin locul unor proprietăți ale acestora. Deci, voi spune formă și culoare, dar de fapt voi vorbi despre alte proprietăți ale particulelor elementare, numindu-le doar formă și culoare.
Dacă considerăm, deci, că forma și culoarea țin locul unor proprietăți ale particulelor elementare și că aceste proprietăți se supun principiului de nedeterminare, atunci, păstrând analogia cu corpurile macroscopice, procentajele pentru roșu și albastru sunt 50%, 50% la ieșirea din ultima pâlnie. Și experimentul ne arată că, în cazul particulelor cuantice, dacă știm forma, nu mai știm culoarea, iar dacă știm culoarea, nu mai știm forma. Acum vă propun să modificăm un pic experimentul despre care tocmai am vorbit, și anume, așa cum vedeți aici, de data asta, după ce am separat particulele după formă, le amestecăm înainte de a le testa pentru culoare. Care credeți că vor fi procentajele pentru albastru și roșu în acest caz? Dacă știm rezultatul primului experiment, pare logic să spunem tot 50%, 50%, pentru că acum știm că testarea pentru formă duce la superpoziție pentru culoare. Adică am văzut că dacă testăm doar cuburile care ies din a doua pâlnie, la ieșirea din ultima pâlnie vom avea 50% cuburi roșii, 50% cuburi albastre. Și de asemenea știm că dacă am testat doar sferele care ies din a doua pâlnie, la ieșirea din ultima pâlnie am avea 50% sfere roșii, 50% sfere albastre. Și atunci ne așteptăm să vedem și în acest experiment, la ieșirea din ultima pâlnie, 50% albastru, 50% roșu. Numai că logica noastră, adaptată lumii macroscopice, lumii în care trăim, nu se potrivește lumii cuantice. În acest experiment, toate corpurile care vor ieși vor fi roșii. Gândiți-vă cât de ciudat este acest rezultat. Dacă testăm doar cuburile, avem 50% roșii, 50% albastre. Dacă testăm doar sferele, avem 50% roșii, 50% albastre. Dar dacă amestecăm cuburile și sferele, toate sunt acum roșii. De data asta, care e explicația? Putem da o explicație bazată pe ceea ce am descoperit în videoclipul precedent, și anume pe principiul de nedeterminare. Explicația ar putea fi următoarea. Dacă amestecăm cuburile și sferele, se pierde informația despre formă. Particulele care intră în ultima pâlnie nu mai sunt sfere și cuburi, sunt în superpoziție de formă. Și dacă nu cunoaștem forma, putem cunoaște culoarea. Iar prima pâlnie a selectat doar particulele roșii, așa că ele sunt și la ieșirea din ultima pâlnie roșii. Deci experimentul ne arată că dacă facem o anumită măsurătoare, dar apoi distrugem informația respectivă, particulele vor fi din nou în superpoziție pentru proprietatea pe care am măsurat-o. Însă lucrurile devin și mai ciudate dacă spunem același lucru, dar schimbăm un pic formularea. Adică putem să ne exprimăm așa. Dacă știm ce formă au particulele, ele sunt în superpoziție de culoare, dar dacă ștergem informația despre formă înainte ca ea să ajungă la noi, adică dacă nu mai știm ce formă au, particulele au o culoare bine determinată. Ați observat diferența? Ne-am implicat pe noi, observatorii experimentului, când am spus știm, ca și când conștiința noastră influențează cumva experimentul. Vă sună probabil cunoscut acest lucru, deoarece astfel de interpretări găsim foarte multe pe internet, de pildă atunci când este vorba despre celebrul experiment al celor două fante, și am prezentat și eu așa lucrurile în miniseria Ce este realitatea? Găsiți linkul în descriere. Putem spune cam așa. Dacă observăm o particulă elementară, ea este particulă, dar dacă nu observăm, este undă. Sau dacă știm unde se găsește, se comportă ca o particulă, dar dacă nu știm, atunci se comportă ca o undă. Parcă ar fi o conspirație care vrea să ne împiedice să cunoaștem adevărul.
Ei bine, marea majoritate a specialiștilor în mecanică cuantică nu sunt de acord cu interpretarea care face legătură între proprietățile particulelor cuantice și conștiința noastră. Interpretarea lor este aceea că orice interacțiune dintre o particulă cuantică și un aparat de măsură sau de detecție modifică proprietățile particulelor, indiferent dacă cineva urmărește aparatul sau nu. Vă voi spune părerea mea despre acest lucru în videoclipul următor, în care voi vorbi despre consecințele nerespectării principiilor realității și localității în lumea cuantică. Dar acum e timpul să ne amintim că ceea ce vreau să demonstrez în acest material este nerespectarea principiului localității. Ce legătură are experimentul despre care vorbim cu acest principiu? Ca să vedem legătura, să adăugăm montajului două dispozitive care pot bloca cele două căi prin care ajung particulele în pâlnia de amestec, așa cum vedeți în acest desen. Să numim cele două dispozitive bariera cub, notată BC, respectiv bariera sferă, notată BS. În acest desen, amândouă sunt deschise. Deci bariera cub, când este închisă, nu lasă cuburile să ajungă în pâlnia de amestec, cea desenată cu verde, iar bariera sferă, când este închisă, nu lasă sferele să ajungă acolo. Ce credeți că se întâmplă dacă închidem una dintre bariere, oricare? De pildă, în acest desen, bariera pentru sfere este închisă, iar cea pentru cuburi este deschisă. Ei bine, dacă facem asta, particulele care ies din ultima pâlnie sunt 50% albastre, 50% roșii. Și acum vă rog să vă amintiți că particulele vin pe rând, una câte una, deci n-au cum să se influențeze reciproc prin câmpuri electrice, magnetice sau de altă natură. Și totuși, dacă ambele căi sunt deschise în final, toate vor fi roșii, iar dacă una din căi este închisă, la ieșire vom avea 50% roșii, 50% albastre. Aparent, barierele nu doar închid o cale, ci pot influența și ceea ce se întâmplă pe calea cealaltă. În plus, experimentul se desfășoară la fel chiar dacă între cele două bariere, deci căi, există o distanță enormă, oricât de mare. Chiar dacă particulele trec prin cele două căi la intervale foarte mari de timp și chiar dacă avem distanțe oricât de mari între cele două căi, lucrurile se petrec de parcă ar exista o interacțiune între fiecare barieră și particulele care vin pe calea cealaltă. Iar asta înseamnă o încălcare a principiului localității. Gândiți-vă că, aparent, lucrurile se petrec în felul următor. Dacă bariera sferă este deschisă, toate cuburile care ajung în pâlnia de amestec, atenție, pe cealaltă cale, sunt roșii. Dar dacă bariera sferă este închisă, atunci jumătate din cuburile care ajung în pâlnia de amestec sunt roșii, jumătate sunt albastre. Invers, dacă bariera cub este deschisă, toate sferele care ajung în pâlnia de amestec pe cealaltă cale sunt roșii. Dar dacă bariera cub este închisă, jumătate din ele sunt roșii, jumătate sunt albastre. Iar acum vreau să vă mai arăt o metodă bazată pe același experiment pentru a demonstra caracterul non-local al fenomenelor cuantice. Să ne întoarcem la dispozitivul care nu avea bariere și vorbim despre particulele care ies din acest dispozitiv, să ne punem întrebarea: pe unde au venit? Au venit pe calea sferă sau pe calea cub? Ca să aflăm pe unde vin particulele, punem detectori cu senzori, câte unul pe fiecare cale. Detectori care produc, să zicem, un anumit sunet atunci când trece o particulă. Dacă facem acest lucru, vom observa că uneori se declanșează un detector, alteori celălalt. Adică așa cum ne-am imaginat, particulele vin unele pe o cale, altele pe altă cale. Dar
Atenție! Dacă folosim detectorii, particulele care vor ieși vor fi 50% roșii și 50% albastre. Adică dacă există informația pe unde a venit particula, culoarea intră în superpoziție. Dacă ne folosim de principiul de nedeterminare, înțelegem de ce. Dacă există informația pe unde a venit particula, există și informația ce formă a avut sau are particula, deoarece cele două căi sunt una pentru cuburi, una pentru sfere. Și dacă ar ieși toate roșii, am cunoaște ambele proprietăți simultan, lucru interzis de principiul de nedeterminare. Și acum să facem ultimul experiment, punem detector pe o singură cale, n-are importanță pe care. În acest fel știm, dacă vedem ieșind o particulă și auzim detectorul, că particula a venit pe calea pe care se găsește detectorul. Iar dacă vedem o particulă ieșind fără să auzim detectorul, știm că a venit pe cealaltă cale. Ei bine, și în acest caz, particulele vor fi 50% roșii, 50% albastre. Dar asta înseamnă că și particulele care au venit pe calea fără detector au fost influențate de faptul că există un detector pe calea cealaltă. Indiferent la ce distanță s-a găsit acest detector și când au fost făcute detecțiile. Adică, din nou, este încălcat principiul localității. Voi vorbi în materialul următor despre implicațiile posibile ale nerespectării celor două principii în lumea cuantică. Deocamdată vă spun doar că, deoarece proprietățile particulelor elementare sunt în superpoziție și poziția lor este în superpoziție, adică o particulă elementară nu se găsește într-un anumit loc, ea se găsește peste tot, dar cu probabilități diferite. Iar asta înseamnă că traiectoria pe care o particulă ajunge dintr-un loc într-altul, cea pe care o determinăm noi, nu este decât una dintr-o infinitate de traiectorii pe care le are particula atunci când nu o detectăm. Deci o particulă elementară nu ajunge dintr-un loc în altul pe o anumită traiectorie, ci pe toate traiectoriile posibile. Cum se poate așa ceva și ce ne spune acest lucru despre lumea cuantică, vom vedea în materialul următor. Dacă ați crezut că lucrurile se petrec în lumea cuantică la fel ca în lumea noastră, atunci lumea nu este cum credeți. Mulțumesc pentru atenție, pe curând!